În primul rând, aș fi dorit în câteva cuvinte să ne informeze domnul primar dacă este în măsură stadiul în care se află discuțiile vizând Casa de Cultură Tudor Mujatescu al cărui raport de activitate l-a avizat, dar cred că este mai suficient în aur ca la el să-l apreciem. Deci stadiul acestor discuții privind reabilitarea. Și un al doilea punct, aș vrea, dacă domnul compartimentul juridic este în măsură, în momentul de față, să ne spună, știți că suntem angrenați într-un proces de recuperare a unor creanțe cu sece carbonifere a Ploieștii. Anul acesta, la începutul anului, a avut loc o ședință în instanță. Cum am fost reprezentanți noi, la nivel juridic, și ce ne puteți spune despre acest proces? De asemenea, v-a ajutat domnilor colegi consilieri, făceți-ne, în timpul în care îl aveți la dispoziție și cel mai scurt, o situație a agenților economici care au creanțe, cu care suntem în litigiu pentru recuperarea acestor creanțe și valoarea lor. Și, de asemenea, v-aș întreba, îmi pare rău că doamna de la compartimentul economic explicat, nu este aici, cum au fost reprezentate aceste creanțe în bugetul local. Ce se face? Vom ajunge în situația în care să nu le mai putem să se prescrie aceste creanțe, sau în situația mai delicată, în care este Comuna Godec, în care a fost nevoie de nu știu din ce motive să renunțe la recuperarea acestor creanțe. Iar pentru că vreau să vă descrețiți fruntea acum la final, îmbrățișez ideea doamnei consilier de al cu sugestia pe care a făcut-o părintele Ștefănescu Săpină cu ceva aiazm aici, dar vă întreb un sigur lucru, credeți că va avea efect? Vă mulțumesc! Ați fost consilier și n-ați venit cu aia. I-am venit cu cenușii. Domnul Petrescu.